Salve, dudes, și bine ați venit la un nou episod de Ranch Simulator pe barbă neagră! Ranch Simulator în 2K60, deci vă rog frumos, acilișea! Fraților, v-am ascultat aici și se pare că putem împrăști albinele. Eu am mai luat încă o ramă de albine, așa că aparent... trebuie să le înmoi cu ceva pe astea. Aparent ar trebui să putem să împrăștiem dacă punem rame. Câte rame am eu aici? Prea puține. Să punem rame goale, cică. Deci dintr-o ramă de albine. Ramă de albine, da, am zis bine. Se putem împrăștia pe mai multe rame goale. Ok, hai să vedem. Trebuie să mai pun și niște motorină în băiatul meu aici. Sunt foarte curios de treaba asta cu mierea, pentru că asta mi se pare chiar ceva foarte, foarte nou și vreau să văd cum funcționează. Și dacă, bineînțeles, avem ceva, evident, de câștigat de pe urma lor. Logic! Dacă o punem aici, oare funcționează? Ia să vedem. I-am dat on și acum... Acum, da, pot să-l iau. Ok, bun. Hai să punem un mijloc. Pac! De ăsta nu mai am nevoie acum, așa că putem să-l punem pe aici și putem să-l oprim. Ar putea să-l lași așa, pur și simplu. Că nu mă deranjează cu nimica. Și ramele astea putem să le punem fără să-mi iau pe cocoș? Ia să vedem. Da, se pare că da, putem. Ok, asta e foarte, foarte bine. Deci mai îmi trebuie rame, se pare. Mai băgăm o ramă acelea. Și o să bag și o ramă aici, în speranță că poate, poate se transferă unele de la altele. O să închid și cu siguranță putem să le și vopsim pe astea. Aș vrea să încerc să văd dacă pot să le vopsesc cu ceva galben. Am un galben pe aici, dacă nu mă înșel. Uite, am chiar un portocaliu chiar. Hai să vedem cum e asta. Și mi se pare că puteam, da, exact, doar cu el în mână puteam să vopsesc. Cu siguranță ar merge. Paint. Oh, a mers. Cât de frumos, cât de frumos, cât de frumos. Și cred că am putea să facem acoperișul cu altceva. Așa am dat puțin altă tentă. Deci avem cu roșu, mai avem grenauri, alburi multe pe aici. Și mai avem galben. Ia să încercăm cu galben. Doamne, cum se mișcă acum, fraților, în 60 totul. Bă. Este totul foarte frumos. Când merge, perfect. Oh, eu. Deci avem cu acoperiș... Ba, nu știu ce să zic, parcă nu mă încântă chiar atât de mult acoperișul. Ia să încercăm noi și cu alt tip de acoperiș. Poate roșu, ar fi cum mai ca roșu chiar să arate bine, știi? Dacă nu, poate îl facem portocaliu cu totul. Ia. Yeah. Fuck! Cu roșu arată ideal! Deci roșu este perfect. Oh my god! Și zic albinele că sunt pe premium aici. Pe covor roșu. N-are nimic, numai miere să genereze. Bun, deci noi o să trebuiască să mergem să mai facem ceva. Cumpărături? Musai. Așa, dar înainte să mergem să facem cumpărături, hai să vedem cum stau căprițele mele și dacă mai trebuie ceva mâncăriță. Pentru că aici noi mai avem niște treburi de făcut pe acolo așa. Hai să mergem să dăm mâncăriță. Deci avem prima dată umplem tot. Hai să le dăm. Ah, se pare că nu mai aveau nevoie de dat. Ok, asta e foarte bine. Și căprițele. Mă, sunteți bine? Trebuie să stau cu ochii pe voi. Ăstea, da, 21 din 21. Aici cred că avem o situație similară. Aoleu, nu avem. Stai aici. Nu putem să-l umplem pe ăsta pentru că nu avem mâncare, dar n-are nimic. Îl dăm de aici. Jap. Și unde l-avem pe celălalt băiat? Stai aici. L-am umplut. Hai să-i dăm de aici. Perfect. Și acum... Bun, așa, da, doar 3 din 21, ia să mai umplem aici un picuț odată. Ia. Și acum, 21 din 21, 10 din 21, se pare că au mâncat. Wow, ok, se pare că au mâncat fără să mai stea pe gânduri. Bun, deja a venit furtuna, tu-i ceapa, mă, zi de furtună. Și aici, ia să vedem, eu mai am foarte, foarte multă carne, o să trebuiască să mai strâng ce mai am pe aici prin jur. Vacile mele, săracile, stau cu carnea asta pe aici, pe jos. Uite-te și tu. Uite-te și tu că mi-e rușine, dar ce mizerie am făcut pe aici. Și mi-a dat ce vrei, dacă mi-au murit animale, ce să fac eu? Ce să pot să fac? Și eu le pun pe astea picole așa până când să le urc de tot. Mamă, dar a venit ploaia, nu glumă. Jesus, uite-te și tu cât de rău plouă. Mimă. Măcar, hei, acum avem bălți, așa că mă consolez cu faptul ăsta. Avem bălți, arată bine. În partea cealaltă de grajdi nu mai am nimica. Mamă, mai am și ceva pe acolo. Nu știu cum mă urc până în partea cealaltă. Cred că o să trebuiască să șterg cumva gardul ăla, o să-l stric, mă gândesc eu. Ah, și de asemenea, fii atent cum facem. Facem niște lampe aici. Pentru că acum
am resursele necesare pentru a împlini aceste rampe. Deci, avem demolare la trânsa, demolare la trânsa și băgăm pe build, iar aici la ultima ar trebui. Ia să vedem, ramă, ramă, unde este geamul? Da, fuck man, unde este la geam? Uite la aici, wall lamp. Asta mă interesește, ona aki. Ona aki, bun. Deci eu aveam nevoie pentru asta de... Avem și wooden plank nevoie, wow, ok. A? Și pe astea mai avem două pe care de asemenea o să le cheltuiesc și pe ele. Deci pe asta o am făcut acolo. Bă, mi-ar plăcea și aici, hai să aprindă. Numai că aici mi se par foarte practice astea și nu mai am probleme. Da, asta e destul de practică cu alea așa. Bun, o să punem metalul până când mă decid eu unde mai construiesc colea. Peste cealalt metal și mai luăm de aici niște lemn. Mă bucur foarte mult de sistemul pe care l-am creat până acum. Funcționează pentru mine foarte, foarte bine. Putem să mergem să construim orice, avem la îndemână lucruri, gata. Acum pornim și acum avem și noi niște lumină propice, perfect aici pe perete. Iar pe interior, la văcuțele, dăm de aici niște lumină pe tub. Aia zic. Altă viață! Aici ce mai am niște taguri, cred că salea. Nu e și unde te duci, Joiano? Că doar pe tine te mai am în viață aici. Stai lângă mine. Să facem treabă. Asta-i poartă. Mamă. Aici stăurași sunt. No, ce vrei, dacă mi-au murit, mi-au murit. N-am ce să mai fac, asta este. Nu mai trebuie să mai îmi plâng de milă. O să iau altele, nu-i problema. Noi să fim sănătoși. Acum, am terminat aici. Un picuț am eliberat la țarcul lui Joiana, așa că nu mai vede Joiana ceva carne pe jos. Să-i mai fie teamă. Așa, aici mai avem ceva brânzet. Am strâns niște brânză aici. Avem niște brânză care l-a macerat aici și se pare că avem prima brânză de lapte de capră. O avem aici sus. Înscrie ceva? Se pare că nu. Deci asta este de lapte de capră. Very interesting, very interesting. Mă plac eu. Doamne, ce frumos ar fi un switch. Să apeși pe el și să-ți aprindă toate luminile din casă. Nu? Cât de tare ar fi treaba asta. Dar deocamdată trebuie să o facem așa. Bun, ceva lapte mai am în astea? Nu. Hai să luăm pe ăsta golul. Să mergem să mulgem caprele. Este 11:26. Nu știu dacă merg mulse caprele. O să trebuiască să vedem. Habar n-am. Să vedem dacă vor... Oh, bălți frumoase! Bălți miștoace, mamă, dar am pe lanternă, fraților, deci am vreo 3000 de lumeni numai pe lanternă, pe beculețul ăla mic. Ai, bă, ce amuzantă e, lol, găletușa asta. A, țac, stai, unde preci? Ăsta e țap, asta e căpriță. Da, asta era, asta zic. Ce mișto că poți să le vezi, știi? Poți să-ți dai seama care dintre ele este țap și nu vrei să-l apuci, bineînțeles, de unde nu trebuie, știi? Că o să-i placă și după aia mai cerșește. Cine știe, după aia laptele e cam călțos așa. Și nu prea dă bine la magazin. Cred că cam asta a fost. Îi băgăm pe una și mai avem încă una. Bun, și o găleată de asemenea mai trebuie. Deci pe aia am mulso, asta cred că a rămas de mulsă. Asta mi-aș fi dorit să existe o posibilitate să pot să văd capra mulsă și capra nemulsă. Asta ar fi fost genial. Eu din cauza asta la văcuțe, de exemplu, am împărțit acolo ca să pot să gândesc care dintre ele a fost mulsă și care nu. Dar acum o să iau gen culori diferite. Așa cred că o să fie cel mai bine și așa pot să-mi dau seama. Bun, iar aici o să pun găleata lângă. O să trebuiască să iau mai multe găleți de-astea. Că nu vreau să stau decât într-una, știi? 11:50 și seara. Cum așa ceva? Bun, hai să punem o dată aici. O dată aici și gata că e zero ăsta, nu? Da? Este pe zero. Hai să punem unul aici și unul aici ca să nu ne încurce. O să încerc să pun. Hai să punem prima dată și prima dată ăsta. Press E. Dar uite că nu merge moldul, vezi? Hold R to remove all. Press to pick up. Vezi? Deci nu merge moldul. Ăsta merge doar la de vacă. Și dacă am luat O, merge. Press E to A. Deci O a mers adăugat. Fii atent. Ok. Deci moldul nu o udă. Ok. Foarte interesant. Ok. Lăsăm aici să facă pentru că mă trebuiește. Bun. Acum.
Hai să mergem repede până la magazin pentru a putea face niște cumpărături. Unde e ATV-ul meu? Că cu el vreau să merg. Și în spate aici o să lăsăm... Știi ce? O să-l iau cu mine. Pentru că nu știi, poate mai dau pe drum de ceva. Și da, când am închis... videoclipul trecut, e bine, s-a închis fix când am dat de o crenguță pe care aveam un stup de albine. Și da, l-am și luat. Nici n-am stat pe gânduri. L-am luat imediat. Hai să mai luăm încă una de motorino, să o luăm pe asta. Ah, cisternă! Oh, la. Stai așa că mă trebuiește niște cisternă. Stai așa că trebuie să luăm cisterna. Știi ce zic? O să mergem cu băiatul ăsta. Hai să băgăm ce mai avem aici. Bun. Asta o lăsăm acasă. Pentru că trebuie să cumpărăm și o cisternă. Adică e ceva nou ce s-a adăugat în joc și n-aș mai avea probleme cu motorina, știi? Aș încărca direct de acasă. Și aici avem sac de dormit. Pe care se pare că nu prea putem să-l lăsăm pe aici. Ăsta am zis că le iau la mine. Nu se știe niciodată când... Na, trebuie să dormi. Bun, atunci mergem cu ăsta mare ca să avem loc. Suntem pe full. Este perfect. Hai să mergem să luăm întâi niște rame. După care mergem să luăm cisterna vieții. Wow! Calmate, fetiță, calmate! Dacă vedeți vreun roi de halbine, să mă anunțați. Like, mai îmi trebuiește. Ar fi super tare. Să se împrăștie în stup, practic, pe cealaltă rame. Deci asta ar fi absolut genial și ar ușura foarte mult situația, pentru că trebuie să găsesc atât de multe roiuri pentru fiecare ramă. E mult. Bun, o găleată mică, small bucket, o să iau două. Hive frame, luăm multe. Foarte multe. Atât am putut să iau. Decât 5? No, mai luăm. Stai așa, mai luăm 5. Gata. Așa, tatile. Bun, o să-mi ia mie ceva până le pun în spate, dar nu contează, mie mă trebuiește. Deci, musai să le aranjăm și bine. Hai să dăm totuși cu spatele aici. Oh, avem lumină. Avem valoare și se vede foarte, foarte frumos. Atât. Și acum le poziționăm și noi cum trebuiește. Una aici. O să le pun și stacate că na, n-o să am loc în continuare. Da, exact. Deja nu am. Oh, nu nimerez verdele. Oh, tu ce-a famosi. Mă, ce naiba lui? Hai să-l punem pe ăsta aici. Ce naiba e lui e atât de greu? Stai. Oh, doamne, gata, am reușit. Deci să stachez astea mici e nebunie. Adică trebuie să fii atât de precis cu mouse-ul. Yeah. Aici avem deja steacul făcut. Și acum putem să le stacăm pe rând. Gata. Încă trei la fel de dificile. Aia a fost. Și după aia mergem la, cred că la hardware store. De acolo. Acolo mi-am luat deja cisterna. Și o să trebuiască să o umplem. Chiar vine goală. Sau o să trebuiască să mergem. Sunt curios totuși dacă din cisternă pot să încarc direct cu furtunul motorină. Sau trebuie să iau cu ceva canistră. N-ar fi un deranj foarte mare dacă aș lua cu canistră. Sunt doar curios să văd cum funcționează sistemul. Bun, hai să mergem. Avem hardware store pe dreapta. Cred că dacă o luăm pe aici economisim un pic de timp. Aia zic. Bun, și am descoperit că pe lângă ferma mea pe acolo există și stupi mai mulți. Așa că o să mai trecem pe acolo. Mai dăm un picuț un ochi. Pentru că niciodată nu strică. Și pe asta că mierea nu-mi dă cine știe ce, ar fi o dezamăgire. Oricum fac bani din carne și din astea, doar că mi-aș fi dorit maxim să fac și altceva în jocul ăsta decât carne. Am cârnați și azi văzut că am acolo la brânză, trebuie doar să nimeresc un multiplicator bun și cam aia a fost, adică banii stai mei, nu e vorba. Dar altceva n-ar fi stricat. Bă, îmi pare rău că nu mai e drumul ăsta aici. Drumul ăsta chiar ajuta. Nu înțeleg de ce au spus ei drumul. Oră eroare de la mine. Joacă cineva Ranch? Dintre cei care se uită, puteți să spuneți dacă voi aveți drumul care intră aici la hardware store, pentru că mi se pare că ar fi o eroare de la mine. Adică mă mir că au luat ei
drumul de aici, de la ieșire, este singura modalitate de a intra și l-au luat. Adică cum naiba vine asta? Mamă, dar ce... Îmi joacă camera feste. Gas station, tot în față și la stânga. Ok. N-aveți decât să mergem așa. Hai că mergem. Of, doamne. Puteți să schimbăm fov-ul din meniu de undeva? Option, vertical sync, max gamma resolution, scale, ba. Field of view, 90, dar nu am field of view intern. Asta este problemuța, că eu mi-aș fi dorit ceva intern. Se pare că stau cu capul dincolo de parbriz, sunt acum. Ia uite, nici nu... What the fuck? A, era curbă. Nici măcar n-am văzut curba asta din cauza că sunt prea în față. Da, deci cu cisternă nu prea poți să mai conduci ca lumea, fii atent. Yo, what the fuck is this shit? Nu poți să mișc camera niciun fel. Ok, deci asta clar o luăm, o încărcăm și o lăsăm în fermă moare. Sunt oare pe drumul cel bun? Sunt pe dracu. Bun, stai aici să o luăm la dreapta. Okay. Uite, știu. A, din lateral merge. Dar să fiu cu camera fix în spate, nu merge. Iată. Hați. Nope. Mi-a sărit. Urât. Ai benzinăria? Nu e. Fetița. Mamă, s-a dus dracu toată camera. Bă. Mamă, ce glitch. Deci treaba asta cu camera e un bug. Uite și tu cum sare. Nu pot să conduc ca lumea. Bă, de ce nu pot să iau șoc cum trebuie? Că nu înțeleg de ce e așa greu. Stai, mă, să o luăm pe aici. Cum de ce e așa greu? Uite de la cameră că-mi tot sare. Aia, uite. Dar de ce faci așa? Oh my God, ce stresantă e. Jesus. Deci te preocupă maxim treaba asta și nu te lasă să conduci cum trebuie. Iată și tu. Mau, noroc că trage gipanul, că altfel eram pe aici, stăteam o grămadă. Dar nici nu vă pun unde trebuie să iau ce-i. Gata, drumul. Benzinăria, unde e benzinăria? În dreapta. Pe aici și pe aia imediat facem la stânga. Complicatură maximă. Ia uite și tu. Hai că am condus. Hai pe partea asta. Aci, ar trebui să fie în regulă. What the fuck, ce caută ăsta pe jos? Nu merge decât unul? Da, bă. Nu merge decât unul. Ok, hai să-i dăm aici. Ăsta e 0 din 1000. Mă! Bun, i-am dat pe fuel. Memă. Zice așa. 33 de litri. Really? 53, ok. Revenim când am 1000. 270, 280. Durează mult. A observat ceva. De la greutate, s-a lăsat foarte mult suspensia. Ia să vedem dacă la jumătate de tone se mai lasă. Mă. Deci s-a lăsat suspensia. Uite și acum se lasă un pic. Dar foarte un pic. Acum mai mult se mișcă. Tremură o leacă roata. Dar nu s-a mai lăsat așa brusc. Deci la 300, pac, s-a lăsat foarte brusc. Oh, în sfârșit, avem tona. Dă motorina. Am stat ceva, trebuie să recunosc. Cred că am stat vreo 8 minute undeva pe aici ca să se încarce toată. Deci cu o nebunie dacă ar fi să o gândim așa. Dar totodată un pic realist. Că mă pune să aștept. Deci urăsc asta cu camera de nu mai pot bun. Nu, hai în fermă. Acum unde să o punem pe asta să fie relativ la îndemână? În partea asta am tot pus lucruri. Pe aici am tot pus. Cred că, nu, că aici vin și parchez remorcile de obicei. Ia să vedem că putem să mergem în partea cealaltă. Ia fi atent. O să mergem printre case pe aici. O să merg aici. Aha! Și o lăsăm colea, doar că aș vrea să o bag cu spatele pentru a putea... Da, știi ce? Hai să mergem cu fața și pe aia o băgăm cu spatele ca să putem să o încărcăm. Și așa putem încărca orice mașină de la ea. Exact. Pentru că avem furtunul pe spate, așa că pot să vin direct aici lângă garaj. Și mi se pare foarte natural pus. Uite așa. Ia să vedem un pic mai în față.
Cam așa. I-am dat drumul și acum doar venim acolo. Spre exemplu, eu am acum nevoie un pic de niște motorină, așa că înainte să plec din fermă, doar vin, sunt pus pe drum acolo, am oprit și sper să meargă, ia să vedem, am încărcat, nu? Sau? Da, 990, perfect. Le încărcăm și pe asta, bă, nu, că astea sunt încărcate deja. Deci, perfect, aici, spre ieșire, mie mi se pare ideal. Adică mai bine atâta, nu prea. Bun, acum, hai să mergem să băgăm niște rame la fetițele astea. Cam așa. Acum m-am pus perfect. Am ceva cu, am aranjat cum trebuie. Ia să vedem la cât la sută avem aici. 0%, 0%. Avem 100% undă asta de albine. Iau! Și cum îl înmulțim? Stai puțin că deja avem posibilitatea să facem treabă. Oh, stați aproape că o să fie interesant. Stai aici, luăm prima miere și băiatul ăsta, 76%, ok. Deci se pare că până la sfârșitul zilei, cred că facem 100. Mamă, ce rapid. Frumos. Restul, cred că mai umplem unde ăsta. Ia. Sunt foarte curios cum împrăștii. Băiții mie în comentarii mi-au spus că, bă, se cam împrăștii singură. Deci pe asta o ținem la mijloc, băgăm mierea. Bine, e o lege să pui la mijloc, nu mierea, ci albinele. Dar așa îmi place mie, nu știu. Mă gândesc eu că ar avea sens. Bun, pe astea l-am închis, le închidem și pe astea. Acum, stai așa că acum e acum. Cred că ar fi foarte bine să mutăm Dacia mașina. Parchez aici. Bun. Și, colea așa în spate, avem un fumingiu de ăsta, da? Bun, hai să o punem așa. Ăsta oare trebuie conectat la ceva electric? E to open. Yo, cum merge ăsta? Și avem băiatul ăsta care vine cu alea așa. Doar că după ce intri pe salvare scade butoiașul și nu înțeleg de ce, asta e un mister. Bun, hai să pornim aici. Deci avem fum. Avem fum. Avem fum, avem fum. L-am luat. Duc aici, îl pun. Închidem. Aha, trebuie să dau cu mouse-ul pe aici. Turn on, ia. Yeah. Ok, ok. În momentul de față, băiatul meu lucrează. Centrifugează. Și mierea acum ar trebui să intre în ăsta. Avem deja un kilogram de miere, uite. Haha, prima miere, mor. A, te tare. Dar cum facem cu miere, cu albinele? Oare se ducă 1,4? Cred că trebuie să-i dau stop, nu? 1,4 cred că ar fi. Gata că se strică după aia rama. Cred că cam asta a fost. Hai să luăm pas, o să punem aici. Așa și după aia. Asta e dubios că iau deja astea puse? Iau deja albinele? Știi? Asta e un pic dubios. Pac, asta nu înțeleg eu. Cum se răspândesc în partea cealaltă? Că nu văd cum s-a răspândit, știi? Mi se pare ciudățică treaba. Ok, băiatul ăsta cred că... Pe ăsta o să le iau cu mine. Mai întrebuiesc câteva de astea. Pentru că vreau ca unul să le iau cu mine în caz că găsesc, eu știu, albine. Și vreau ca unul să stea tot timpul aici, știi? Bun, iar în butoiași avem 1,4. A, ce tare! Ce tare! Bun, închidem aici. Avem ceva de făcut? Nu avem decât atâta. Amen. Păi și cu mierea asta o vindem așa la butoia și nu mai facem nimic? Oh, iete o ramă. Ha! Hai să pun și pe asta la treabă, mai dudes. A, și brânza de capră trebuie să o iau, să o pun unde trebuie, știi. Deci parcă la ăsta mai aveam. Da, trebuie să mai iau. Și aici facem frumos un pic de apicultură. Asta în măsura în care chiar într-adevăr albinele se împrăște și la cealaltă rame, că dacă nu am belit-o. Bun, avem una aici, hai să le punem. Oh, jos s-au făcut deja. Una, două. Și astea sunt la 83, mai dorm un pic. Și aia a fost. Sunt foarte curios de răspândeala aia. Nu mi-e, mi-e un pic neclară treaba. Și nu știu sigur dacă într-adevăr se răspândesc, adică ele normal așa ar trebui. Ia, poate după ce am făcut treaba asta. 0, 0, 0, 0. Oare trebuia să pun două de astea în centrifugă? Să le pun cu totul? N-are niciun sens, că asta e doar scoate miere, atâta tot, deci altceva nu o face.
Și aici deja, aici generează miere, dar albinele cum se mută? Poate dacă iau... Ia stai, vreau să le adorm un pic. Să văd dacă îmi dă ceva opțiuni jocul. Dacă le iau în mână... Pe astea pot să le pun. Mie, nu-mi dă nicio opțiune jocul, nu înțeleg. Chiar nu înțeleg cum funcționează treaba. Of și un cartof. Trebuie să treacă ziua să vedem mâine dacă primim ceva opțiuni. Hai să vedem dacă acum s-a păstrat toată treaba asta. Și dacă avem... Dacă poate o fi ceva tehnică pe care... E ceva tehnică pe care eu nu o știu. Știi cineva să-mi spune în comentarii cum împrăștiem albinele? Pentru că eu văd că pur și simplu nu se pot împrăștia. Dacă ăsta este un mister, dar hei, mai avem aici niște albine care au generat niște miere. Dar nu prea văd cum s-ar putea împrăștia decât dacă ar fi altceva, dacă, deci nu înțeleg cum. Poate aici, știi ce, de dragul testului am să iau unul gol și îl pun aici. Ceea ce eu nu cred că are nicio treabă, dar în fine. Butoiașul se pare că este încă acolo. O să-i dau acolo un start. Ia să avem 1,7, 1,8, perfect, o să trebuiască să avem 2,4. Sau 2,6, undeva pe aici, ceva de genul ăsta. Deci 2,5, 2,6, 7, deci 2,7. Cam ăsta a fost. Bun, îl voi opri și hai să vedem dacă s-a împrăștiat ceva. Ia, o să iau băiatul ăsta, să le fumăm. Nu e, tot la 0 e și acolo. Joacă pe asta. Deci nu înțeleg cum aș putea să fac chestia asta. Din nou. Dacă mă puteți ajuta în comentarii, ar fi absolut mirobolant să putem face și mai și mai multe albine. Pe ăsta cred că am să-l punem aici și le afumăm un picuț, pentru că merită afumate. Fraților, până data viitoare v-am sărutat mai bine. Pa!